de materiale. Primarul nu cumva, președintele Consiliului Județean nu cumva, cineva, și acum, de ce prefectul? Nu sunam la CNADNR? Sunam la CNADNR, dar nu răspunde nimeni. Oamenii de la CNADNR știți că în general comunică mai greu. O să vedem materialul cu utilajele din Vrancea. Dați-mi voie să vă spun utilajele care acționează în județul Vrancea în acest moment. Pe drumurile județene, prin contractul Consiliului Județean, acționează 29 de utilaje. Pe drumurile comunale, mă refer la utilaje care au fost suplimentate la solicitarea Consiliului Județean Vrancea. Un număr de 7 și evident din discuțiile cu șefii comandamentelor de urgență locale, adică primare, acționează un număr de 71 de utilaje. Deci, în total, în acest moment, pe raza județului Vrancea, ceea ce înseamnă drumuri comunale, ulițe Sătești și drumuri județene, acționează 100 de utilaje. Iar dumneavoastră, ca administrație județeană, câte utilaje aveți pentru intervenția pe drumurile județene? În acest moment? Da, fără cele 111 pe care le-ați precizat. 29. Mi se pare normal raportul? Deci 29 de utilaje sunt suficiente, erau suficiente în condițiile în care noi ne-am făcut prognoza așa cum au fost iernile în ultimii 5 ani, pentru că nu puteam să prognozăm și să luăm iernile din ultimii 50 de ani. Din punctul nostru de vedere, dacă mingea ca anul trecut, n-am avut niciun fel de problemă. Deci, domnilor, inițial, domnul Crișan, doamnelor și domnilor... Dacă ați impresie libere, unde m-am blocat eu cu mașina acum și toată lumea de la zăpadă, vai de pe aici, prin jur. Dacă puneți o cameră, cea mai tare imagine, e să vedeți în mijlocul București, în jurul casei presei libere, e de aici, da? Cum e zăpada de jumătate de metru și n-a băgat nimeni nimic. Nu mai cumpăr. La Craiova nu știu, primarul știe, primarul, am vorbit.